Descoperă cele 7 trasee turistice ale unui oraș încărcat de cultură. Sibiu. Centrul istoric, Turnul Sfatului, muzeele Sibiului, zidurile de fortificații, bisericile istorice și parcurile orașului te așteaptă. Sibiu Baroque Update, ospitalitatea la rang de artă. Situat între cele mai importante piețe ale orașului, Turnul Sfatului a fost dintotdeauna simbolul caracteristic al orașului Sibiu. Turnul s-a prăbușit parțial în urma unui cutremur în anul 1585, iar în momentul acesta doar parterul și primele două nivele aparțin construcției originale. Dacă pe vremuri paznicii băteau în tobă ora exactă, Turnul Sfatului are acum un orologiu mecanic al cărui mecanism poate fi observat la penultimul etaj al construcției. Vechiul burg din centrul Transilvaniei a început să fie fortificat în secolul XIII. Pe lângă zidurile crenelate, turnurile de apărare oferă cea mai elocventă expresie a istoriei militare a Sibiului. Turnul de poartă a fost integrat în vechea primărie a orașului. Pasajul scărilor aparține celei de-a doua incinte de fortificații și avea rolul de a susține diferența de nivel dintre orașul de jos și cel de sus. Turnul scărilor face parte din prima centură de fortificații și în apropierea sa exista pe vremuri colțul ispășirii. Un alt turn de legătură dintre orașul de jos și cel de sus este turnul Scării Aurarilor, ce leagă piața cu același nume de Piața Mică. La fel ca și turnul Pulberăriei, turnul Pielarilor face parte din a patra incintă de fortificații și a fost construit cu guri pentru vărsarea lichidelor inflamabile în patru direcții diferite. Cu o înălțime de 9 metri, bastionul Haller străjuiește colțul sud-estic al zidului exterior de apărare al orașului de sus. Bastionul Mercenarilor face parte din latura vestică a sistemului de fortificații, fiind construit cu 6 guri de tragere și o platformă pentru piesele de artilerie. Turnul Archebuzierilor, turnul Durgherilor și turnul Olarilor fac parte din a treia centură de fortificații, apărând, la vremea lor, latura sud-estică a orașului. Turnul gros al epocii medievale și-a pierdut utilitatea defensivă în anii 1700, fiind transformat în sediul primului teatru. Astăzi face parte din Sala Talia, Casa Filarmonicii de Stat Sibiu. Periplul prin orașul Sibiu se încheie în zona centrală, motorul Sibiului medieval, dar și al orașului de astăzi. Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet formează împreună un conglomerat de istorie și romantism. În aceste trei piețe a luat naștere programul Sibiu Capitală Culturală Europeană, iar acum, pe caldarâmul încărcat de istorie, se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru, Festivalul Internațional de Jazz, Festivalul Artmania, Feric Fashion Days sau Festivalul Huet Urban. Din 24 noiembrie, în Piața Mare a fost deschisă cea de a șasea ediție a Târgului de Crăciun, unul dintre cele mai mari evenimente de profil din țară. Veniți și vizitați Sibiul, acolo unde ospitalitatea e la rang de artă. Sibiu Baroque Update, proiect selectat în cadrul programului operațional regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.